Tristă, din păcate, actrița Olga Tudorache a încetat din viață în această noapte la Spitalul Elias din capitală. Actrița a ajuns la spital încă de acum mai bine o săptămână, mai exact pe 12 octombrie. Atunci o ambulanță a fost chemată la domiciliul actriței după ce aceasta a fost găsită în stare de inconștiență și au transportat-o la terapie intensivă. A fost dat și un comunicat de presă de cei de la Spitalul Elias zilele trecute, în care eram anunțați că a fost internată Olga Tudorache la spitalul de urgență pentru evaluarea stării de sănătate deteriorată progresiv în ultima perioadă. Citez din acel comunicat: evaluarea inițială s-a făcut cu supravegherea permanentă a parametrelor vitali. În cursul dimineții zilei de 12 octombrie, starea generală s-a agravat, însă anunțau medicii, astfel că a fost internată în secția de terapie intensivă pentru supraveghere continuă și pentru continuarea tratamentului adecvat, anunța conducerea Spitalului Elias așadar. Din păcate, în această dimineață, vestea tristă a venit. Actrița Olga Tudorache a pierdut lupta cu viața pe patul Spitalului Elias. S-a născut pe data de 11 octombrie 1929 în județul Bacău. În 1951 a absolvit Institutul de Teatru și a intrat în echipa Teatrului Tineretului din București, unde a jucat până în anul 1966, atunci când teatrul a fuzionat cu Teatrul Notara. De atunci, actrița a jucat la Teatrul Mic până în anul 1978, la Teatrul Foarte Mic, iar mai apoi la Teatrul Principal din capitală, Teatrul Național. A primit foarte multe premii de-a lungul timpului, spre exemplu premiul pentru cea mai bună interpretare în 1968 pentru Baltagul, premiul întâi pentru interpretare la Festivalul Național de Teatru din 1969 și premiul pentru cea mai bună interpretare feminină de la Colocviul despre Arta Comediei în 1979. De asemenea, a fost și decorată de statul român. Ca și poveste de viață, nu s-a scris foarte mult de-a lungul timpului despre acest lucru, pentru că Olga Tudorache a încercat mai tot timpul să-și ferească viața personală de ochii presei și a fost destul de discretă. E drept că a dat câteva interviuri în care a vorbit despre, citez, cea mai mare realizare, cel mai bun lucru din viața mea, asta spunea despre băiatul ei pe care l-a avut cu actorul Cristea Avram. Stăm de vorbă în acest moment cu mare artistă Tamara Buriuceanu Botez. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim este dimineața foarte mult! Totuși foarte bună. Vestea, iată, este una foarte tristă. Da. Alo? Vă ascultăm. Da. Din păcate vorbim despre o veste tristă, așadar da. Anunțul a venit în această noapte, deși vă spuneam că existau informații de zilele trecute și date foarte clare că starea Olgei Tudorache nu era deloc bună în momentul în care a fost adusă la Spitalul Elias. Da, ce vreau să vă spun? A dispărut o mare artistă a teatrului românesc. În acest moment greu și trist, cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu să o ierte și să o primească în împărăția lui veșnică. Ce amintiri aveți legate de această mare actriță? Am spus că este foarte greu momentul și nu vorbesc mai mult. Am fost colegi. Și este mai mult decât orice. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, da, e un moment foarte greu, mai ales pentru cei care au lucrat, pentru cei care au cunoscut-o, pentru prietenii de o viață ai Olgăi Tudorache. Mă întorc la ceea ce spuneam puțin mai devreme, dincolo de cariera pe care ai prezentat-o tu în nu foarte multe cuvinte, Marius, deși sunt enorm de multe lucruri de spus despre ce a făcut de-a lungul timpului Olga Tudorache. Vă spuneam că detalii foarte multe despre viața personală n-a vrut să dea în toți acești ani. A dat însă un interviu pe care cred că l-a citit foarte multă lume și în care vorbea despre cel mai mare succes din viața ei, despre fiul pe care l-a avut cu actorul Cristea Avram. Și am avut noroc, spunea, n-am știut când a trecut prin școală, a fost mereu șef de promoție, sunt minunați amândoi, referindu-se și la soțul ei și la nepotul ei, care a împlinit